Vecinile mele nu au fost niciodată mare. Mama mea nu a fost niciodată la mare. Soacra mea nu a fost niciodată la mare. Sora, soțul meu nu a fost niciodată la mare. Așa că eu am avut noroc. E bine că s-au deschis hotarele acum. Poți că călătorești noi în afară de Moldova, Rusia, nu știm nimic. Am așteptat mult timp până când am găsit reduceri la bilete. Când am găsit bilete de 50 de euro, prima dată am plecat în Italia. Frumos! Mi-a plăcut clădirile vechi, aranjate, drumurile bune, bisericile de la Sant'Antonio, la biserica și ea cât e de frumoasă. Peste 500 de ani are și e așa măriță, e așa frumusață. Mi-a plăcut risotto la dâns. Și de atunci, de când eu fac tare des risotto și spaghetti, paste, cum zic ei. Pastele le fac anume cum le fac italienii. Ei nu cred în mâncărurile astea, italienii care se gătesc 2-3 ore. Drăjituri sau zamă ei nu... Nu le preferă deloc, nu-i place deloc. Tot am găsit bilete ieftine și ne-am dus all inclusive. Biletele ieftine nu sunt în sezon când poți să te scalzi și să stai. E la sfârșitul mai, când apa e rece. Da, dar totuși, călătoria asta... Ce v-a plăcut acolo, Torcea, la all inclusive? Era, cred că, undeva două mese așa lungi și înțelegeai ce vroiei și noi sușă nu mâncasem niciodată. Ia să eu de sușă să gust. Pepini verzi, numai ce ieșesc, dă să eu și pepini verde, dă să eu și înghețată și să prime o farfurie încărcată. Când ai să mănânci, cât poți să mănânci omul? Tot înapoi, așa, pe urmă, nu. Am să luăm numai o leucuță, că dacă o mâncăm, ne ducem și luăm altceva. De-am când la urmă ne-am dezvoltat o etică a mâncării, dar la început tot vroiem. Când a fost Uniunea Sovietică, am fost în Moscova și în Riga, și în Leningrad am fost. Da, atunci mi-e pare că asta e toată lumea. Cei mai mari frumusați, iată, e în... Acum, când am fost în Olanda, tot m-am mirat foarte mult. Ce curățenie, Doamne! Oare noi nu putem așa să păstrăm și noi? De-am o frumusețe, clădirile vechi, asta e una, da, curățenie, depinde de noi toți. Nu știu, mi-a plăcut orașul vechi, clădirile cele, așa de frumoase. Mi-a plăcut cele 3.000 de poduri care sunt în Olanda. Pe râurile cele n-am văzut o sticlă goală aruncată. Iată, de exemplu, mi-a plăcut în Olanda transportul. Și așa și la noi să fie așa organizat transportul. 5 minute și trenul a venit. Noi am luat bilete ieftine de cu vreo două luni înainte, că dacă luăm totodată nu ne ajunge bugetul, dar așa câte o leacă de la pensii, mai duc nepoata, o mai duc la grădiniță și fiorul, n-am amică 200 lei, n-am amică 500 de lei, n-am amică și eu le pun aparte pentru călătorie. Vecinile mele nu au fost niciodată mare, mama mea nu a fost niciodată la mare. Soacra mea nu a fost niciodată la mare. Sora, soțul meu nu a fost niciodată la mare. Așa că eu am avut noroc. E bine că s-au deschis hotarele acum. Poți că călătorești noi în afară de Moldova, Rusia, nu știm nimic. Dar acum am descoperit așa țări cum Italia, nici nu știm că... cu mult mai frumoasă decât Moldova. Decât... Că acolo dorm pe drum, că n-au unde trăi, că n-au sunt șomeri, că n-au unde lucra. Că...
Ei despre Italia, nu, dar despre America, unde oștii ne închipuiem că acolo e dezastru, că acolo toți dorm numai pe străzi sau pe bănci. Iată, este la Lelis din Olanda adusă. Deodată ne-am făcut pașaport cu gândul că-mi plec. Dar pe urmă nu. Unde nu te-ai uitat, numai propaganda, trebuie să citești printre rânduri ca să afli într-adevăr ce-a fost. Nu pot spune, dacă asculți televiziunea rusă, spui că așa e în Rusia. Până nu-ți faci, până singur nu călătorești, până singur nu vezi și acolo, nu poți să-ți faci părerea asta. Dar propaganda rusă e cu mult mai puternică ca propaganda care vine din Europa. E tare puțin promovată Europa la noi în țară. Oamenii nu înțeleg. La noi și le spune, așiași aud. Ei, dacă nu au fost în afară de Moldova, nu au fost nici, unii nici la Chișinău nu au fost, sunt care. Așa că cum pot să fac ei impresii de Europa dacă ei în viața lor nu a trecut prutul. Iată, lucrează toți frații, toți lucrează în Europa. Dar ei vor în Rusia. Asta e tare greu. Ca să promovezi ceva trebuie ani. Tare greu să o valoare care nu-i din... nu e implantat aici, din copilărie, care nu e... schimbă, da, mult de când s-au deschis hotarele, s-au schimbat. Oamenii conștient cred că înțeleg că viitorul Moldovei numai în Europa. Este unirea cu Europa, unirea cu România. Ei spun Moldova, noi suntem Moldova, trebuie să fim Moldova. O țară așa de mică, dacă n-are pe cineva mai puternic lângă el, nu poate rezista.